Așa, acum când ne-am setat și mood-ul, putem să începem. Lumânarea asta care zice mood. După cum vedeți din titlu, nu am mai făcut de mult un haul Pepco. Primul meu videoclip de pe YouTube este cu haul Pepco, așa că astăzi știți ce... Haul Pepco! It's back! Lois, fetița noastră cea mare, a început școala, este clasa pregătitoare și i-am luat câteva ținute de la Pepco pentru școală. Am și câteva filmulețe făcute cu ea chiar din magazin când proba hăinițele, așa că o să le inserez pe rând. De asemenea, baby, it's still on the way. Da, încă este pe drum. M-am dus țintit să cumpăr niște lucruri specifice de la Pepco. O să vă zic despre care este vorba. De asemenea, mai avem și câteva, două, trei lucrușoare de decor interior. Bun, să începem. O să începem cu lucrurile de bebeluș, pentru că steleam aici cel mai la suprafață. Cred că ar fi bine să-l scot din pungă ca să nu tot fâșnesc punga. Deja am trecut prin creșterea doi bebeluși și acum știam exact de ce o să am nevoie. Bine, clar, fiecare copil are nevoile lui, dar... Din experiențele trecute, am știut după ce să mă uit și ce să caut. Unul din lucrurile ce le-am găsit a fost păturica asta des pe care poți să pui bebelușul să o schimbi. Este dintr-un plastic, un material impermeabil. Este exact același material din care sunt făcute măsuțele alea de înfășat, de schimbat pe care pui bebelușul. Dar ce mi-a plăcut la asta e că pot să o iau cu mine peste tot. Va face parte din... genduța bebelușului, pentru că e bine în momentul în care ești într-un loc și bebelușul trebuie schimbat, nu ai tot timpul condiții, nu ai tot timpul pe ce să-l pui, chiar dacă, de exemplu, ești într-un loc care are prevăzut acea cameră de mama și copilul, cum sunt molurile, condițiile și igiena cam lasă de dorit, așa că numai bine pe acea masă de înfășat care deja este acolo, eu voi pune această păturică care este și foarte drăguță, are așa un impriment drăguț pe ea cu floricele și iepuraș. Și voi pune păturica asta de înfășat acolo. Asta mai bine se poate șterge cu un șervețel dezinfectant și totul este igienic și curat. Bun, de asta sunt super bucuroasă că am găsit-o și va face parte din gentuța bebelușului. Ei la Pepco le zic scutecele astea, dar eu le zic păturici museline. Ideea este că la fetițele, la primele două fete, am folosit foarte mult acest gen de museline. Cel mai mult le foloseam așa ca să le pun pe mine în momentul în care țin bebelușul să răguie, să nu mă murdăresc. De asemenea, îl foloseam mult ca să-l pun sub bebeluș, tot așa fiind în diferite circunstanțe și locuri. Vrei așa să pui bebelușul pe ceva... care știi că e spălată cu detergent de bebeluș și cu ceva care e familiar. De asemenea, poți să înfășezi bebelușul cu asta, o să le folosești și la înfășat. Am cumpărat așa setul ăsta de două. Deja le-am desfăcut și le-am spălat pentru că urmează să le calc și să le pun cu mine la spital, în geanta pentru spital. Deci este setul ăsta de două care a fost. Deci măsuța, păturica pentru un fășat,
A fost 20 de lei, mi se pare un preț super pentru cât o să o folosesc și nu este așa dintr-un material care mi se pare că o să dureze în timp și nu o să se strice. Așa, și astea două au fost în set așa de două, tot cu primul cu ceva imprimeam de față de iepuraș. Și asta e așa simplu. Au fost cele două 13 lei. So, it's a very good price. Apoi am mai luat scurtece așa, simple, din bumbac, museline din bumbac. Sunt din bumbac 100%. Am găsit 3 la 13 lei și 2 la 10 lei. La 10 lei, da. Erau așa seturi de la firme diferite, de la Pepco. So, yes, astea sunt foarte folositoare, tot așa spălate, urmează călcate și cele colorate le pun în bagajul pentru spital și mai pun vreo două din astea, să vedem, într-unul din astea mă gândesc să înfășez bebelușul așa, să-l țină strâns, să nu dă din mânuțe piciorușe, să nu se sperie, pentru că ăsta e principiul pentru care bebelușii sunt înfășați, pentru că ei sunt obișnuiți la mămică în burtică să stea într-o anumită poziție așa strâși și dacă tu îi ajuți și le menții cumva o perioadă poziția asta după ce se nasc, ei au o adaptare mai lină la mediul exterior și nu se sperie, ei se sperie de mișcările lor proprii. Sunt foarte drăguț să văd cum reacționează că se mișcă ei. Se sperie efectiv de mișcările lor, așa că tu dacă îi înfășezi și îi ții așa, în momentul în care dorm, da, recomandată înfășarea în momentul în care dorm, vor avea un somn mult mai liniștit. Foarte cute și drăguț. Este cel mai micuț și cel mai drăguțel. Așa că eu abia aștept să văd un omuleț așa de mic. Vai, vai, mă topesc. Nu știu, vedeam. Da, și asta a fost 21 de lei. Next, uite ce drăguț e și body-ul ăsta, ce l-am găsit, e foarte drăguț. Acesta a fost 16 lei. Și acesta a fost cât? 21 de lei. Amândouă îs 0-3 luni. Da, da, sunt foarte faine. Deci ăsta 21, un picuț mai scump. Nu înțeleg de ce, că mi se pare că e același material și tot, din contul celălalt are ceva imprimeu. Whatever. Am cumpărat setul ăsta de două body-uri. Drăguțe. Cu 21 de lei. Mi se pare un preț foarte fain. Mi se pare material foarte bun și să dai 21 de lei pe două body-uri, adică dai 10 lei pe un body, ceea ce super. Am mai luat astea două dresuri, ciorapei, micuți drăguți, cu 16 lei, am două bucățile. Cred că atâta au fost lucrurile pentru un bebeluș, deci pentru museline m-am dus specific, pentru m-am bucurat că am găsit și acea păturică de înfășat. Și m-am bucurat și de aceste body-uri micuțe și drăguțe la preț bun. Trecem mai departe la două obiecte de decor, de design interior. Am luat setul ăsta de coșulețe. De ce zic că, da, arată fain. Ui, așa, un item de decor, dar în același timp eu l-am luat ca să le folosesc. Oare fiecare au preț separat? Da, deci să vă zic cât a fost. Cel mare, 27 de lei. Și cel mic, 21 de lei. Sunt așa două. Eu tot așa le-am luat, sincer, ăsta mare vreau să-l folosesc, să îi pun la bebeluș toate lucrurile aici, ce le folosesc prin casă, gen câteva scutece, șervețele umede, cremuță, un body două de schimb. Văd, cu siguranță găsesc museline. Găsesc eu ce să pun, să umplu coșulețul ăsta, să-l am tot timpul lângă masa de înfășat a bebelușului sau pur și simplu dacă, nu știu, mă duc pe undeva prin casă, să-l iau cu mine. Macramele astea mi se
Deci eu sunt înnebunită după macrame. Am zis că trebuie să învăț să fac eu macrame pentru că cred că efectiv o să-mi umplu casa de macrame. Și asta a fost redus la 38 de lei de la 55 de lei. Nu știu, probabil pentru că aici am defect 2. Dar pe mine nu mă deranjează pentru că mi se pare fain un astfel de obiect să, nu știu, fie așa, nu neapărat foarte, cum să zic, simetric. Bine, astea au fost cele două lucruri de decorațiuni interioare, dar mai am câteva chestiuțe așa ce țin de accesorii. Am cumpărat la fetițe niște accesorii pentru că mă nebunesc cu genul ăsta de păr fals, codițe, agrafe, nu știu, că sunt și agrafe, că pot să prind și părul cu ele. 3-5 lei, normal că ar trebui să iau două seturi. La noi totul este la 2, adică dacă iau la Lois, se iau și la Ruth. Și am mai luat setul ăsta de două așa cu rainbow. Asta am zis că le iau un set fiind două. O agrafă la una, o agrafă la cealaltă. Asta a fost, ai să văd, tot așa 5 lei. So, yes. De astea am dat 15 lei în total. Am luat un set de 8 elastice, 0,50 bucata. Bine, nu știu dacă neapărat pot să le iei la bucată, că prinse toate așa împreună. În fine, îi zic prețul și pe bucată, deci 4 lei. 8 elastice, care... elasticele tot timpul. Tot timpul cred că mă duc în Pepco, le iau un set de elastice și un set de agrafe. Se vede? Pentru că ghiciți ce? Sunt cele mai... Astea au fost, tot 4 lei, tot așa zice, prețul pe bucată 0,67. Elasticile și agrafele sunt cele mai folosite, cele mai des rupte, cele mai des pierdute. So... yeah. Nu știu cum le zice. Am un lapsus acum. Și li s-a pus pata, fiecare și-au ales așa câte un model. Ăsta și-a ales Lois, ăsta micuș pentru Ruti. Și când l-am văzut, am zis, bine, ok, hai că-mi iau și eu unul. Eu chiar sunt sensibilă la... lumină, orice lumină noaptea, deci mi-e trebuie întuneric. Dani zice că sunt ca un liliac, cam sunt ca un liliac, așa, îmi place întunericul noaptea, lumina și aerul ziua. Și mi-a luat și mie una, așa foarte drăguțică, care mi-a zis că merge cu orice culoare, nu știu, ți-o iei ca pijama, merge culoarea asta și a fost 8,50 lei. Cred că cam pe acolo fost șafetelor, că le deja și-au dat jos eticheta și lor folosit. Adică le-au ținut, au dormit așa cu ele. Este bine cu cărnița. Așa, au dormit cu ele și dimineața le-am găsit așa cu ele. Deci le-au folosit foarte eficient. Dar cred că tot pe acolo, 80 lei. Că un pic mai scump pe fosta lor, 10 lei, că sunt așa mai fluffy, mai... a mea e numai dintr-un material simplu. Și chestia asta cu întunericul, vreau să vă zic acum în... sarcina, deci am fost horror. Oricum, pe ultima 100 de metri, deci nu mai pot să dorm nici cum. Adorm înspre dimineața. Dimineața aș tot dormi. Acum, că a început școala, nu mai pot să dorm pentru că trebuie să le pregătesc pe fetițe pentru școală și de multe ori le-am și dus și eu. Am dus-o pe Lois la școală, pe Ruth o duce Dani la grădiniță pentru că este pe traseu. Dar nu mă mai pot odihni nici cum și sunt foarte, foarte pretențioasă. Trebuie să fie întuneric de plin, trebuie să fie liniște de plină. De exemplu, noi mai punem dezumificatorul, care are așa un white noise, ceea ce o să ajungă la bebeluș. Dar nu îl suport, deci îl opresc. Nu merge nimic, nimic. Dacă este un bec, avem la intrare aici avem alt lapsus. Cum îi zice, mă? Un reflector de la, cu senzor care se aprinde când trece ceva și apoi tot trec pisici noaptea și dacă rămâne aprins reflectorul ăla, se aprinde, mă, și eu mă trezesc, deci nu pot. Foarte mă trezesc de la pisicile care trec prin fața ușii și aprind reflectorul, așa că mă duc și oprez reflectorul și după aia mă culc în continuare. Yes, I know, it's very weird to be pregnant, nu știu, la fiecare sarcină vine cu ciudățenile ei. Acum urmează cele 4 ținute ce le-am ales la Lois pentru școală. Și prima ținută este așa. O bluză
cu ponei ăștia pe ea. Primul meu o să cu ponei, pentru că e o iubitoare de ponei și cai, care a fost 10 lei bluza, deci mi se pare super fain, cu colanți, la fel, același imprimeu, ăștia au fost 13 lei, deci practic cu 23 de lei ai făcut o ținută așa simplă de joacă. Și i-am luat și gecuța asta, când am văzut-o că toate așa același imprimeu, am zis, bine, mă, hai, colanții și bluza nu sunt nu știu ce, hai să iau și o geacă, cum mai bine. Asta e geacă de tranziție între toamnă și iarnă. Atunci când nu știi cum să te îmbraci, că nu e nici foarte frig să-ți iei gecile groase de iarnă, dar totuși e frig, așa că asta e o geacă de tranziție, la fel între toamnă și iarnă și între iarnă și primăvară. Și asta a fost gecuța. A fost 43 de lei. Ok, ținuta este de 43 cu 23, fac 66 de lei. Deci o ținută, de prima ținută a fost 66 de lei. Apoi următoarea ținută, sunt pantalonii ăștia, care au costat 21 de lei. Sunt așa simpli. Am luat să aibă pereche de blugi simpli. Să știți că par foarte lungi, dar ea e foarte lungă în picioare, deci are niște piciorușe, iubite, atât de lungi și aici la talie atât de subțirică. Așa, nici nu știu de multe ori ce să iau, de multe ori iau ăștia un pic de elastic, sper, de fapt i-a probat și îi stau ok, sper să fie ok în continuare. Deci ăștia au fost 21 de lei. Cu bluzița asta. Bine, ele sunt toate articole luate separate. Eu le-am gândit așa ca ținute, pentru că mi se pare că merg bine împreună, dar cu siguranță le voi și mixa, adică nu le va purta doar așa. Plăvărașul ăsta mi se părut iarăși foarte drăguț, așa cu culoarea asta faină ce are. Nu știu unde se va arăta, se vadă mai bine. Așa. Bun. Și asta a fost 27 de lei. Cu 21 avem 48, da? Să ne corectați în comentarii dacă am greșit la careva, că cu siguranță. Bun. Deci 48 de lei a doua ținută. I-am luat și un training. Am găsit trainingul ăsta cu Powerpuff Girls. Se aude, crede mai bine pe bluzița. Cred că se vede mai bine pe bluzița. Powerpuff Girls, yay! Având trei fete, am zis că așa, cumva le asociez cu Powerpuff Girls și puțin li se și potrivește personalitatea lor cu personajele din desene. Lois, prima cea mai mare, seamănă cu... cum le chema? Cea mai mare este Blossom, care este și șefa și are atitudinea așa foarte hotărâtă și are și părul mai lung cum l-are Lois, deci am zis că, clar, Lois este Blossom. Ruth este Bubbles, care e cea micuță, drăguță, așa, acolo cu două cântițe, foarte sensibilă și Ruth este foarte sensibilă. Deci Lois e șefa și așa, chiar este șefa. Ruth este așa foarte sensibilă și îi pasă așa de toată lumea. Așa că cred că va veni o buttercup, o de asta care le execută pe amândouă și pe noi. God helps. So, yeah. Și asta este trainingul cu Powerpuff Girls. E foarte drăguț. Și bluza a fost 32 de lei. Iar pantalonii tot 32. Ceam în 32, tot așa, 64 de lei. Mai ok. Să iei așa un outfit întreg sub 100 de lei, mi se pare super fain. Și acum ultimele, care mi se plac și cel mai tare, e, cum zice, helanca asta. Închid răguțoi. Îmi place foarte mult culoarea, deci ador culoarea asta. Dacă îmi găsesc și mie o helancă culoarea asta, care sunt și stea cum... Îmi place ideea că mie îmi plac hainele largi foarte mult,
dar am corpul așa în formă de clepsidră și în momentul în care port haine largi, pe lângă că acum oricum am kilograme în plus de la sarcină, par și mai butoiaș. Așa că, da, cam greu. Cam greu găsesc așa care să-mi placă, să-mi placă 100% cum îmi stă. Și de cele mai multe ori mi-aș lua, dar nu-mi iau din cauza asta, că efectiv... Deci este, lanca asta a fost 43 de lei. Acesta cred că e cel mai scump outfit. Pantalonii ăștia, dar și ăștia mi-au plăcut super, super mult. Așa arată. Mi se pare super cool. Și poate se poartă mai sus sau mai jos pe talie, cum îi vrea ea. Și au elastic, să pot să-i strâng, pentru că altfel îi cade pe ea la cât de subțirică în talie. Și mâncă, măi, deci mâncă foarte bine. Am două mâncă foarte bine, dar nu se vede, ceea ce mă bucur super mult pentru ele. Ăștia a fost 32 de lei. 75 so far. Mă, și este două, dacă le iei numai două, e ok. Ținută faină, șmecheră, cu 75 de lei. Le-am luat la amândouă pentru că mi s-a părut mult prea drăguțe. Uite ce fain e ăsta. Ăsta așa veste, de este așa fluffy și drăguțe cu... cu Minnie Mouse, cum putea să lipsească Minnie Mouse. Minnie Mouse love forever. Și au fost 38 de lei. Eu mă bucur că am găsit lucrușoarele astea. Mi-a fost dor să fac un haul Pepco. Acesta a fost haul-ul de la Pepco. Sper că v-a plăcut. Cu ținutele pentru școală, cu lucruri pentru bebeluși și câteva accesorii și lucrușoare pentru casă. Dați un like, subscribe și ne auzim în videoul următor. V-am pupat și o zi faină!